Statele Unite renunță oficial la acordul nuclear cu Iranul, asta după ce recent Teheranul a acordat susținere militară Rusiei. Anunțul lui Biden vine însă și în aceeași zi în care diplomația Uniunii Europene și a Iranului tocmai reluaseră discuțiile pe tema acordului nuclear. Într-o înregistrare video nedatată și nelocalizată, președintele Statelor Unite a dat de înțeles că nu va mai fi format un acord nuclear cu Iranul. Asta chiar dacă tot Joe Biden a recunoscut că Teheranul și-ar putea atinge obiectivele declarate. Casa Albă nu a contestat autenticitatea înregistrării și nici nu a contrazis afirmațiile președintelui american. Acestea vin însă într-un moment în care în Iordania, Uniunea Europeană și Iranul tocmai ce au reluat negocierile pe marginea acordului nuclear. Întâlnire necesară cu ministrul iranian de externe, Hossein Amir Abdollahian, în Iordania, pe fondul deteriorării relațiilor Iran-UE. Am subliniat necesitatea opririi imediate a sprijinului militar pentru Rusia și a represiunii interne. Am convenit că trebuie să menținem comunicarea deschisă și să restabilim JCPOA, pe baza negocierilor de la Viena, a precizat în altul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe, Josep Borrell. Discuțiile de la Viena pentru restabilirea acordului nuclear au început în aprilie 2021 și, după mai multe progrese, în septembrie au intrat în impas după ce oficialii occidentali au susținut că Teheranul a cerut prea mult. Iranul a negat acest lucru, deși Garda Revoluționară Iraniană se opune unui acord. Între timp, situația Iranului a fost complicată de susținerea pe care regimul de la Teheran o acordă Rusiei împotriva Ucrainei. Poziția Teheranului a fost afectată și de măsurile represive pe care continuă să le aplice împotriva protestatarilor antiregim.